Tom Yum Soup. Exact cum trebuie. Wow! Băi, am zis să vă dau și prima rețetă, dacă tot fac tot felul de chestii pe canal, hai să vă dau și prima rețetă de mâncare, pentru că vin niște prieteni, cărora le-am promis de mult că le fac o supă Tom Yum, ca în Thailanda, într-un fel reinterpretată, dar în mare parte păstrând ingredientele din Thailanda. Așa că m-am băgat acum să prepar supa asta. Băi, mi-am pus și shorts, ca să fie clar. Deci reluăm de la pasul 1. Sunt Mihai și bine ați venit în bucătăria mea! Hai, glumesc! Facem astăzi supă Tom Yum, o supă thailandeză, cotată în toate clasamentele printre cele mai bune supe din lume. Unii spun că locul 1, unii spun că locul 2, dar oricum e în top 5 în orice clasament vă uitați din lumea asta. Tom Yum, supă thailandeză. Și am pus ingredientele, care sunt destul de multe. Astea sunt ingredientele pentru Tom Yum. Toate chestiile astea de aici. Și o să vă zic pe rând așa. Ăsta este galangal. Galangalul este un fel de ghimbir. Seamănă puțin cu ghimbirul, dar are cu totul alt gust. Avem și ghimbir, pentru că mie îmi place și cu ghimbir. Aici sunt niște frunze, se numesc kefir lime. Un fel de frunze de lime, să spunem, uscate. Altă specie, dar sunt bune pentru mâncare. Aici este lemongrass, da? Lemongrassul. Aici chili. Aici avem ceapă tocată, ceapă verde tocată. Aici este coriandru și pătrunjel, pentru că unii preferă, unii urăsc coriandru, unii iubesc coriandru. Sunt două categorii de oameni pe coriandru. I love it and I hate it. Cum printre prietenii noștri sunt și dintr-o categorie și dintr-o alta, am zis hai să fac și cu pătrunjel și cu coriandru, pentru că oricum el se pune la final în supa fierbinte. Deci nu strică cu nimic supa dacă nu pui coriandru în ea. Mai departe, partea de fructe de mare, pentru că supa o fac cu fructe de mare, aici sunt langostine și aici am niște fructe de mare, niște sepie, niște, am pus și niște bucăți de pește alb, pentru că îmi place să pun și un pic de pește alb, niște inele, două, trei inele de calamar. Aici avem ciuperci de două feluri, ciuperci șampinioane tăiate și aici sunt ciuperci shiitake. O să le tai și pe astea și o să le trag un pic în unt. Aici o să avem lapte de cocos. Vă recomand să luați conserve de lapte de cocos, nu de zeamă de cocos, pentru că aia nu e densă și nu e ok. Iar aici avem niște pastă de Tom Yum. Și acum procesul tehnologic. Prima dată o să trag puțin, foarte puțin, în ulei încins, în oala respectivă în care o să pun puțin ulei. O să trag un pic langostinele și fructele de mare. 2-3 minute, nu mai mult. După care le scot și o să pun ierburile. Adică o să pun galangalul, ghimbirul, kefir lime-ul, lemongrasul și chiliu. Acopăr cu apă și las puțin la infuzat fiert vreo 7-8-10 minute. Pun langostinele și fructele de mare pe care deja înainte le-am călit un pic și le-am dat o culoare. Da? Mai las 2 minute maxim. Pun și ciupercile care sunt deja, o să fie deja preparate și am stins focul. În momentul în care am stins focul, las câteva secunde și pun roșiile sherry tăiate și ceapa verde. Și cam asta e. Pun în farfurie frumos și deasupra cine vrea presară coriandru, cine nu vrea presară pătrunjel. Supa asta mie îmi place foarte mult să o mănânc cu jasmine rice, cu orez. Ăla e un orez care se face foarte simplu, știți foarte bine, găsiți rețeta, nu vă dau rețeta de basmati rice, că e de râs, sau vă zic în 3 secunde. Se pune jumătate orez dublu apă, se dă focul mic și se lasă la fiert 10-15 minute, cam 15 minute cu capacul pus, la foc foarte, foarte mic. Ai luat capacul, e gata orezul. A, și pui un pic de sare, bineînțeles, în apă. Așa, ziceam că pun mai întâi creveții. Punem aici un pic. Punem și fructele de mare. Și amestecăm. Deja miroase. 2-3 minute până se facă ăștia. Puțin. Îi amestecăm și lăsăm să-și lase un pic de zeamă. Pentru că zeama aia, gustul ăsta de crevete și de fructe de mare, în zeama aia se vor face pe urmă toate chestiile astea de aici, care se numesc plante aromatice. Și astea aromatizează foarte bine. Preexistă
Tom Yum fără kafir lime sau fără galangal. Sau fără lemongrass. O prea iese. Așa poți să o faci doar cu ghimbir și cu... poți să-i pui usturoi, da? N-am încercat. Lăsăm un pic așa, un pic de tot și punem un pic de apă. Apă eu nu folosesc de la robinet, apă folosesc tot timpul din asta îmbuteliată. Mai ales aici, în Tenerife, nu e potabilă apa de la robinet. Chiar dacă o fierbi, nu, niciodată. Și acum lăsăm 3-4 minute. Tantanis! Așa, am feriat un pic și ciupercuțele astea shiitake. Ciupercile shiitake sunt excepționale ca gust și au o textură foarte densă. Practic seamănă un pic cu carnea, dacă vrei. Foarte, foarte gustoase. Și astea sunt ciuperci șampinioare simple, albe, de preferat albe, pentru că dacă luați brune, o să vă iasă zeama colorată în maro și n-arată cine știe ce. Deși sunt un pic mai gustoase alea brune, acum fac un fel de compromis de gust, dar minim, având în vedere că avem un milion de gusturi aici amestecate, nu o să dăuneze diferența de gust dintre brun și alb, dar prefer să am zeama albă. Scoatem creveții și fructele de mare și peștele și ce am mai pus eu aici, niște pește alb, da? Scoatem ca să nu cumva să se gătească prea tare, că altfel o să aveți niște gumă de amestecat în farfurie. Nu e rău așa, dar că mestești mai mult, știi? Și ține mai mult gustul. Glumesc, nu e plăcut deloc să ai niște creveți care sunt gumați. Gata. Gata cu chestia asta. Punem ingredientele de care vă spuneam. Kefir lime-ul, lemongrass-ul, galangalul, ghimbirul și dăm drumul ușor, mai punem niște apă și lăsăm să fiarbă. Vreo 10 minute. Pentru că facem 10 porții de supă, am pus în jur de 3 litri și jumătate, 4 litri de apă. Chiliul nu-l pun încă, îl pun mai târziu puțin. Că vreau să văd cât de e, o să pun mai întâi 2 și pe urmă dacă e mai pun și pe al treilea. Momentan pun 1. Nu, mi-e un pic frică că trebuie să văd și cum e pasta asta de Tom Yum, cât de picantă este. Și n-aș vrea să-l fac așa cum îl mănâncă tailandezii, pentru că e de nemâncat pentru români, caiuțeală, așa cum îl mănâncă tailandezii. Acum punem rapid o tigaie la încins, ca să tragem un pic ciupercile. Asta vă ziceam. Pun un pic de ulei de măsline. Puțin. Pentru că oricum ciupercile au foarte multă apă. Prima dată o să călesc shiitake, pentru că shiitake nu-și lasă apă așa de mult ca șampinioanele. Călesc shiitake, le scot și pe urmă pun șampinioanele. Așa, punem shiitake. Punem shiitake un pic la rumenit. Le punem și un pic de sare ca să-și lase apa. Puțin. Repet, câteva minute doar. Câteva minute lăsăm aici să se facă. Aici se fierb ierburile. Încet. O ne grăbim. Miros super bine și tachii. Super bine miros. Uite-te ce frumoase sunt. Ia uite-le. Și între timp, ca să nu stăm degeaba, tăiem pe jumătate sau în 3 roșiile. Da? Ideea e să le tăiem jumătăți. Astea se vor pune doar la sfârșit de tot, după ce oprești focul. Nu înainte, că se flășcăiesc. Tocmai asta e treaba. Poți să le pui și în bol, direct în bol, în castrolelul de supă. Altfel, nu mai au prospețimea asta. Prospețimea roșiei sherry din Tom Yum e o mare șmecherie, la fel și ceapa verde. Așa, ne oprim un pic, că s-au rumenit astea foarte bine. Uite ce frumos au venit. Mamă, dar știi cum miros? Mie îmi plac foarte mult și tachii sunt fan. Merg dimineața cu o omletă. Fuai leu! Fantastic! Gata! Am terminat și roșiile. Luăm și tachii
Îi punem înapoi în castron pentru că le vom adăuga la final. Și trecem, mai punem un pic de ulei, foarte puțin, ulei de măsline. Atât. Lăsăm un pic tigaia să se încingă. În general, supa asta cred că se face în sub o oră. Dacă ai toate ingredientele pregătite, sub o oră. Hai să gătim și șampinioanele astea. Le punem aici. Vecheia cu șampinioanele este că dacă nu le frici la foc tare, ele își lasă apă și se fac niște fleșcăieni. Și nu-ți mai rămân decât niște chestii mici, într-o baltă de... Și noi nu vrem asta. Deci ele cât să se rumenească puțin, pentru că ele sunt comestibile și crude. Dar oricum trebuie să le aducem la un punct de peste 60 de grade ca să omorâm eventualele bacterii de prin ele. Când încep să se rumenească puțin, un pic de sare și le mai scoatem apa. Dar nu înainte, că altfel, am repet, se flășcăiesc. Sarea scoate apa din orice aliment. Evident că tom yum nu se face cu șampinioane în Thailanda. Sunt niște ciuperci foarte drăguțe, nu știu cum se numesc, arată așa ca o sferă și când tai sfera, în interiorul ei este o ciupercă crescută. Și când așa în secțiune arată ca o ciupercă băgată într-un glob din ăla de îl scuturi și ninge, știți? N-am găsit pe aici. Da, merge și cu șampinioane. Nu e... Gustul e din aceste ingrediente, din lemongras, din galangal, din cafir, din iuțeală, nu din... Ciuperca vine să compenseze puțin așa. Dar merge perfect. Perfect. Și pleurotul se poate pune. Acum oprim, că altfel se flășcăiesc. Și nu vrem ciuperci flășcăite. Nu vrem sote de ciuperci. Supa asta cumva, afară, în Thailanda, în Asia, se face, mai întâi se face zeama foarte fierbinte și în zeama aia se toarnă la sfârșit creveți, niște ciupercuțe roșii, proaspete și ceapă. Și ce mai toarnă e pe acolo. Asta e tot. Ideea e să nu fierb mult ingredientele, să nu faci ca la noi fiertura aia lentă, știi? Le pui la sfârșit, creveții tot, ciupercile le-ai pus la sfârșit, ai stins focul, la revedere. Mai trebuie să mai pui laptele de cocos. De asemenea, laptele de cocos nu este obligatoriu de pus în supa tom yum. Ba chiar rețeta originală de supă tom yum este fără lapte de cocos. Dar mie îmi place foarte mult gustul ăsta combinat de iute cu lapte de cocos. Supa cu lapte de cocos se numește tom kagai. Tom kagai, care se face și o supă neiute. Dar, mă rog, mie îmi place foarte mult supa tom yum pe care să o mănânc cu lapte de cocos și în care să pun orez jasmine. E rețeta pe care o prefer eu. Dacă mâncați în Thailanda, probabil că o să vă dea o supă care nu conține lapte de cocos. Puteți să cereți extra și o să se mire când o să le cereți orez. Dar mie îmi place orezul că taie din iuțeală. Pentru jasmine rice, mie îmi place ăsta, Thai jasmine. Ai pus aici 8 cani de apă, aici 4 cani de orez, aduci la fierbere, pui sare, pui niște ulei de măsline sau unt, ce vrei, puțin, un cubuleț sau două linguri de ulei, ai pus orezul, dai focul la mic, cât de mic se poate, ai pus capacul și îl lași 12 minute. Așa, acum punem fructele de mare cu creveții, cu tot, îi punem înapoi în supă, punem și ciupercile, ciupercile pe care le-am făcut înainte. Desfacem și punem laptele de cocos. Uite-l cum arată. Arată fantastic, cremos. Auzi. Super. Da? Facem și cu ăsta la altul, la amestecăm un pic așa. Crevete. La sfârșit, bineînțeles, punem roșiuțele și ceapa. Ceapa chiar am să o pun de acum.
Mai las doar puțin așa pentru decor. Supa e gata. Acum trebuie să pun orezul. Prietenii mei trebuie să vină în 7-8 minute, dacă sunt super punctuali. Așadar, era fix ca să pun orezul să fiarbă, el va fi gata în 12 minute. Supa e gata, eu opresc focul, doar să o pun în boluri. That's it. Hai totuși să fac și să pun o supă de demo, ca să o vedeți cum arată în bol. Trebuie neapărat. Așa, punem coriandru. Și asta este Tom Yam Soup. Uite, Tom Yam Soup. Exact cum trebuie. Wow. Nu e atât de picant așa cum mi-am dorit, dar este picant, zic că te o să transpiram un pic și se mănâncă cu orezul care încă nu e gata. Poftă mare! Băi, la cum se mănâncă e tot o regulă. Domnul? Da, tu nu. Foarte, foarte bun, delicios. Mulțumim. Wow, și o poză? Și una.